Bună dimineața, stimate colege, stimați colegi, ca parlamentari avem datoria să ne uităm asupra nevoilor economiei și ale societății în ansamblu. Trebuie să știm unde este nevoie de intervenția noastră și să găsim modalitățile potrivite pentru a o face. Avem un partid de stânga cu vederi de dreapta în ceea ce privește mediul privat, chiar și așa când o industrie ocolește legea, alegem supra-reglementarea, pentru că altfel impactul este prea puternic la nivelul societății. După cum bănuiți deja, este vorba despre jocurile de noroc. Reglementarea acestei piețe, într-un mod corect din punct de vedere fiscal, dar și sănătos, pentru populație, este unul din proiectele premierului Marcel Ciolacu și cred că pe bună dreptate. Anul trecut, industria jocurilor de noroc din România a ajuns la o valoare de 1 miliard de euro. Problema este cu cei care au reușit de-a lungul timpului să fenteze taxele și impozitele către statul român, fiind înregistrați în alte state sau diferite paradisuri fiscale. Nu este corectă această situație din niciun punct de vedere și trebuie urgent schimbată. O face în primă fază guvernul printr-o ordonanță de urgență care stabilește niveluri mai ridicate pentru taxele anuale aferente licenței de organizare și de exploatare a jocurilor de noroc, precum și taxele speciale și a garanțiilor depuse de companiile din acest domeniu. Actul normativ mai prevede că dreptul de organizare și exploatarea activității de jocuri de noroc să fie acordat doar societăților înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale acordului privind spațiul economic european sau din Confederația Elvețiană, care au înregistrat un sediu permanent în România. Evident, se dorește ca taxele și impozitele să fie colectate în țară. De asemenea, ordonanța stabilește înființarea unui registru accesibil online al companiilor și sediilor în care se autorizează activitățile. Veniturile din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați, încasate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, se virează în procent de 70% către bugetul de stat, iar procentul de 30% rămas va fi utilizat pentru finanțarea programelor pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc, pentru promovarea jocului responsabil și pentru finanțarea unei linii telefonice verzi pentru sesizări din acest domeniu. Măsurile executivului nu înseamnă că noi în Parlament putem trece cu vederea problema. Cred că ar trebui să ne uităm cât se poate de serios la ea și cum ne afectează și să venim cu propuneri de îmbunătățire a legislației. Propuneri care să sporească veniturile bugetului de stat, dar să și protejeze cetățenii. Vă mulțumesc, deputat PSD de Galați, Viorica Sandu.